criza Alexandru Ghiru, evoluția sale din 2018. Pe o parte a fost un an bunicel, pentru că mi-am propus să joc, să trec calificări la Grand Slam-ul. Jumate din ele le-am trecut, jumătate, am pierdut în ultimul tur de calificări. Mi-aș fi dorit să joc totuși mai multe turnee VTA. Din păcate, clasamentul pe care l-am acum nu mi-a permis să joc atât de multe turnee mari. Atunci, între ghilimele, m-am chinuit la turnele astea mai mici. Anul ăsta n-am jucat decât 5 VTA-uri. În rest, am jucat calificări peste tot, mai puțin la ITF-uri. Și am avut 2-3 luni foarte bune în care am jucat compact, adică multe meciuri, au fost multe meciuri de 3 seturi. Foarte multe. Am observat, da. Acolo am forțat un pic. A trebuit să trag de mine, pentru că altfel nu este nicio soluție. Adică nu poți să ieși prea frumos din... când ești așa în peșteră să urci, să tragi un pic de tine. Și atunci pe partea asta a fost foarte ok, pentru că mi-am mai revenit în clasament. Plănuiam anul ăsta să ajung în top 100, să fiu în jur de acolo, 100, poate 90. Și nu era deloc un obiectiv prea mare, nu, era foarte pragmatic. Dar am avut diferite probleme și față de anii trecuți am mai învățat din greșeli și când am ceva serios și trebuie să stau. Am luat un virus din Australia, am stat vreo lună jumate, după care la primul turneu afară am jucat în Italia pe zgură, erau terenuri destul de cam proaste, ca să le zic așa, și acolo am făcut o întorsă, iar am stat vreo lună, după care am început să joc, mi-am revenit, am avut 2-3 luni bune, am făcut o pauză cu genunchiul că mai simțit ceva, după care m-am dus la auzi în America, am jucat Canada și US Open. După US Open am simțit niște probleme la genunchi și cam asta a fost. Deci acum sunt 150, am ajuns până pe 130 sau 127 la un moment dat și mi-aș plăcut să termin anul în prima 100 ca să joc. Dar mă rog, acum asta a fost. M-am operat până la urmă acum 2 săptămâni. Am încercat să joc fără operație și am văzut că nu merge și am făcut-o, sunt fericită, gata, s-a terminat. A fost o intervenție destul de ușoară, dar necesară. Cum te simți acum de punct de vedere fizic? Bine, suntem aici la sala de recuperare. V-am spus, e cea mai ușoară operație care am avut-o până acum. Am făcut-o și din timp. Normal, mai am vreo 2 săptămâni așa de recuperare, după care pot să încep ușor să joc tenis. Anul ăsta la Roland Garros ai revenit pe tablou principal unui Grand Slam după aproape 3 ani. Ce sentimente te-au încercat? Primul Grand Slam la care mă calific pe tablou. Că m-ai jucat anii trecuți și am pierdut ori în turul 2 ori în ultimul tur de calificări. Vă spun sincer, este foarte greu să treci calificările la un Grand Slam. Prefer să fiu pe tablou de 1000 de ori. Nu știu, acolo parcă e mai ușor să faci turul 3, turul 4. În anul ăsta, de exemplu, ultimul tur de calificări în Australia, am luat un virus la stomac și am intrat doar pe teren, dar nu eram competitivă. Ce sentiment încearcă în momentul în care ești acolo, foarte aproape să treci granița, dar totuși ceva te împiedică? Am jucat deja pe tablou la Grand Slam, știu ce înseamnă. N-am avut, cred că ar fi fost mai nasol sentimentul ăla să nu fi fost niciodată pe un tablou la Grand Slam și să ajung în ultimul tur să nu trec. Așa știu exact cum e să fiu acolo, să joc în condițiile acelea. Numai că sentimentul este un pic aerea, că zici, ok, am trecut de turul 1, turul 2 și acum e ultimul tur. Și hai să mai am puțin și hai să intrăm pe tablou. Este un pic mai mare tensiunea, adică dorința. Sunt mai mari emoțiile în calificări decât pe tablou? În calificări emoțiile sunt mari pentru că îți dorești foarte mult să ajungi pe tablou. Dar normal, poți să treci de calificări și ajungi pe tablou, joci cu favorita 1-2, adică asta spun, că nu este ușor și îmi doresc, dacă Doamne ajută, totul este ok și cu sănătatea, să mă apropii cât mai mult de top 100, ca să pot în primul rând să joc turnee VTA. Clar, pentru că este chinuiala destul de mare la turneele mici, joci multe meciuri, toate joacă bine, nu mai există adversare unde să zici că e ușor să treci sau te duci la un 25.000, ești bucuros, adică eu eram bucuroasă că am câștigat turneul de 25.000 la ce meciuri am avut, asta spun, nivelul este destul de ridicat. Cu cât pierd timpul mai puțin aici, cu atât e mai bine din punct de vedere al sănătății, că nu mai accidentez. Cum ai privit succesul Simonei la Roland Garros, primul unei românce după foarte mult timp pentru un Grand Slam? A fost un sentiment unic. M-am bucurat atât de mult
Și nu venea să crezi, avea Sloane Stephens set și 2-0, juca impecabil. Deci chiar juca impecabil, fata era perete. Nu putea Simona să-i facă nimic. Și m-am gândit, zic, nu, a treia oară sau câte oară, zic, chiar este șansa ei și merită să câștige. Adică mi-am dorit foarte mult. După aia, la sfârșit, când mai știu, eram cu Cristina Dinu. Deci cred că o țineam de mână atât de strâns, deci sper o dată să se termine să câștige. Pentru că era o bucurie foarte mare pentru noi ca români. Și eu am, nu știu pentru ea cum a fost, dar și eu am simțit că s-a ridicat așa un nord deasupra noastră, un nord negru. Și o dată s-a luminat tot în jur. S-a spart ghinioanele. Și atunci, cel mai mult m-am bucurat pentru faptul că suntem români. Românii poate au un sentiment mai mare de inferioritate sau poate nu avem condițiile din afară. Ok, și să zic că să meargă un român să câștige un turneu de Grand Slam, eu m-am simțit foarte bine. La Wimbledon ai făcut un meci foarte bun împotriva lui Venus Williams și chiar ai luat un set. Cu ce amintire ai rămas de la acea confruntare și ce crezi că ți-a lipsit ca să poți să o depășești, să mergi mai departe? În primul rând, toate meciurile la Wimbledon au fost bune, începând din calificări, mai puțin primul tur pe care am câștigat mai ușor. Cel mai bun meci de la Wimbledon a fost în ultimul tur de calificări cu Zidane. După aia am jucat cu Pliskova, așa un meci bun, am ajuns să joc cu Venus. Deci îmi doream tot timpul să joc cu una din surorile Williams. Acum că am șansa asta, joc cu Venus, tocmai pe suprafața ei favorită. Zic, chiar așa. Pe iarbă. Și totuși, ai luat primul set, 6-4. Pe iarbă, dacă nu-ți câștigi serviciu, este un pic mai greu. Mai dificil. Da. Mai dificil. E, și atunci nu am reușit să iau niște game, s-a făcut 3-0, mi-am dat seama cumva că este setul pierdut. Și m-am concentrat mai mult pe al treilea. Setul 3 a fost, chiar dacă a fost 6-1 sau 6-2 cât a fost, ideea e că acolo au fost game foarte strânse la început, când am avut șansa să-i fac break. Am avut șansa să fie 2-2, 3-2. Ei, acolo am scăpat-o un pic. Nu mai știu, un vole, un winner, un... Am scăpat-o un pic și a făcut ea 3-1. 3-1 mi-a făcut break și a servit ea pentru 4-1, surorile Williams. Adică am simțit și eu pe pielea mea. Dacă pe surorile Williams le lași, vin peste tine să prinde avantaj, după aia nu mai... este foarte greu să le întorci. Și asta s-a întâmplat acolo. A fost 4-1. După aia a fi intervenit un pic de, adică ca scor așa, mă gândesc, nu ca joc, dar ca scor mă gândeam că deja e un pic târziu. 4-1, 5-1, 6-1. Dar experiența în sine a fost foarte bună. Mi-aș fi dorit, mi-a lipsit un pic mai multă energie să duc la fel de bine ca în primul set. Și de fapt cel mai mult a fost la scor. Să nu, dacă era 2-2, altfel juca și ea, în loc de 3-1 și serviciu. Asta a fost de fapt. Ca public, ca atmosferă, ai un turneu preferat? Mă simt bine la Roland Garros, că îmi place zgura. De fapt, toate Grand Slam-urile au ceva aparte. Și mă simt foarte bine la Wimbledon. Nu știu, mi se pare că este locul efectiv unde... Adică este locul unde a început tenisul, în Anglia. Și... tradiția, adică simți tradiția acolo, simți... nu știu, puritatea tenisului, nu știu cum să spun. Încă e ceva aparte. Este ceva aparte, unic și iarba aia e atât de frumoasă, totul e atât de ordonat. Cred că e cea mai mișto suprafață ca feeling așa, adică neapărat ca joc, că poate să fie un joc destul de rapid, dar ca feeling așa să joci pe iarbă și, nu știu, în fața o grămadă de spectatori care toți sunt așezați la 4 ace în alb. Clubul în sine arată foarte bine. Mie, sincer, îmi place poate cel mai mult. În februarie jucăm în Fed Cup cu Cehia în grupa mondială. Cum vezi acest meci? Până acum am tot avut noroc să jucăm la noi acasă. Acum e rândul să jucăm și la ele. O să fie dificil, dar putem cola cot cu ele. Dar nu o să fie ușor, din punct de vedere al rezultatului. Poate România câștiga Fed Cup-ul cu actuala generație? Putem, ar trebui să le mai detronăm un pic pe cehoaice, că au tot câștigat în ultimii ani, au experiență și asta e mai dificil cu ele, că sunt obișnuite cu atmosfera, cu adică să câștige efectiv, au încrederea asta. Unde îți vei petrece sărbătorile? De obicei sunt plecată și acum profit de momentul ăsta că m-am operat și o să petrec acasă cu familia, prietenii.
Ce îți propui de la 2019? Cel mai și cel mai mult să fiu sănătoasă mai mult timp. Nu o să se întâmple niciodată să nu ne doară câte ceva, pentru că e sport de performanță. Numai să am grijă să nu mai am ceva major care să mă țină în spate prea mult. În al doilea rând să ajung top 100 și atunci pot să-mi selectez mai ușor turneele.